Rugby-ul sucevean este pregătit de sărbătoare. Sportul cu balonul oval împlinește 50 de ani de activitate în Suceava, iar momentul va fi marcat prin mai multe acțiuni desfășurate vineri și în special sâmbătă. Vineri, în sala Dompolski, va putea fi vizionat un documentar video realizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de rugby. Ziua de sâmbătă va fi plină pentru foștii și actualii componența echipei locale de rugby. De la ora 9:30, pe terenul Unirea, se vor desfășura meciuri de copii și juniori, iar de la ora 11 este programată confruntarea din divizia națională între CSM Bucovina și Știința Petroșani. La finalul acestui joc, în teren, vor intra două echipe de Old Boys, compuse din veteranii rugby-ului sucevean. Ziua se va încheia cu festivitatea de premiere și cu tradiționala repriză a treia.